Ursuliță mărăcine, singur am rămas pe lume. Doi pui pe-o creangă uscată, fără mamă, fără tată. Bătea vântul, noi plângeam, mă, după mama mea uitam, mă. O strigam, nu răspundea, dintre stele ne-ascultam, mă. Mi-am strâns fratele în brață, i-am șters lacrima pe față și i-am spus cu duioșie, mama-n veci n-o să mai vie. Ascultă-mă, frate drag, mă, și în juc dacă am să trag, mă, am să-ți port eu grijile, cât mă țin puterile, mă. Mi-am fost sprijin la durere, cu sfaturi și mângâiere. L-am crescut ca un părinte, cum făcea mama înainte. Am muncit, averea-mi strâns, mă, să avem amândoi de ajuns, mă. La nimeni nu am cerut, am trăit cum am putut, măi. În inima noastră bate același sânge de frate. Fie cât de bun străinul, ca fratele nu-i niciunul. Dar știa mama de sus, mă, pe drumul cel bun ne-o dus, mă. Ne Dumnezeu s-o rugat și-n viață ne-o ajutat, mă. De Dumnezeu s-o rugat și-n viață ne-o ajutat, măi. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Vă salut ca de fiecare dată din studioul Apolonia TV, Constantin Bahrin. Ne întâlnim într-o nouă ediție a emisiunii La Porțile Dorului și nu numai faptul că ne întâlnim este un motiv special de a sta și în această zi în fața televizoarelor, ci din contră, pentru că am un invitat special. Ne aflăm în luna îndrăgostiților și a trebuit să dau așa sfară prin țară și prin lumea artistică să văd eu cine este cel mai îndrăgostit artist care să-l aduc în fața dumneavoastră. Or fi ei mulți, dar eu l-am găsit pe cel mai îndrăgostit. Până una alta, haideți să-l salutăm împreună pe Dan Dobuș. Bine ai venit, Dan! Bună ziua, bine te-am revăzut, Costică. La mulți ani pe 9 ani, cu sănătate, bucurii și tot ceea ce îți dorești. Să fii sănătos să se împlinească și ceea ce îți doresc eu ție sunt de ei Dumnezeu mie. Așa să fie, cu atât mai mult cu cât noi ne-am salutat de sfârșit de an, când eram pe la filmări și pe la tot felul de evenimente din asta de încheiere de an. Bucuroși, acum, obosiți. Obosiți, bucuroși. Acum ne întâlnim doar bucuroși,
când ne revedem, pentru că obosiți ca la început de an este un pic așa mai lejer, dar o să fie un an bogat, Dan. Tu ce zici? Dacă va fi anul ăsta cum a fost anul trecut, eu sunt mulțumit. Foarte bine. Noi ne aflăm în luna februarie, în luna îndrăgostiților. Crezi că te-am ales întâmplător în emisiunea mea astăzi? Dat fiind faptul că urmează un eveniment frumos în viața mea, nu cred că m-ai invitat întâmplător, pentru că, într-adevăr, cum spuneai tu, sunt îndrăgostit de jumătatea vieții mele. Dăm din casă, da? Dăm din casă. Dragi prieteni, Dan Doboș, anul acesta, 2018, este anul în care își va pune chirostiile, cum se spune popular, așa. Data? 26 mai la Popas Luceafăru în Botoșani. În Botoșani. Era da, să știi că vei primi amendă. Măi, stai să-mi studiez agenda să vedem 26 mai cum cade. Cade sâmbătă, îți spun eu. Sâmbătă, e clar. Dani, până una alta, până îți faci tu lista cu invitații, hai să povesti, dacă tot am intrat în subiectul ăsta și pentru că toți suntem în luna asta frumoasă, frumoasă, mă refer așa, că i-am dat noi acest simbol al iubirii. Este o lună frumoasă, pentru dar că este o lună de iarnă, ca toate lunile. Iarnă și da. Iarna, chiar dacă nu ne place unora, iarna este o are și un anotimp foarte frumos pentru mine. Are farmec extraordinar de frumos, mai ales când ninge și mai avem și un pic de zăpadă afară. Da, ne știi, eu am o vorbă. E frumos când ninge, dar să te uiți așa de la gura sobii de undeva, de la țară sau de undeva dintr-o pensiune, dar nu la oraș. La oraș e groaznic. Când se blochează drumurile, când n-ai unde să parchezi mașina, când îți scoți mașina sub nămezi de zăpadă sau mai trece și autogrederul ăla și îți face așa un munte de nu-ți zăpadă. Face, atunci îți face viața frumoasă și ai pe toți sfinții lângă tine. Așa. Să știți că Dan este un tip foarte carismatic. Avem ce vorbi și avem ce ne distrează în emisiunea asta. Dan, ne aflăm în preajma sărbătorii, cum se spune, mă rog, în engleză, Sfântul Valentin. Valentine's Day. Ce părere ai tu despre această sărbătoare? Este o sărbătoare pe care noi trebuie să o împrumutăm sau nu? Este o sărbătoare, din păcate, împrumutată pentru noi. Nu ar trebui să fie această sărbătoare la noi, pentru că noi suntem creștini ortodoxi. Sfântul Valentin vine din din religia catolică, dacă nu mă înșel. Da. Așa, Sfântul Valentin este un sfânt cu puteri în religia catolică, cum și la noi. Mulți sfinți fac minuni. Așa și Sfântul Valentin a făcut minuni. Dar eu nu neg sau reneg această zi care am împrumutat-o, acest sfânt. Noi nu avem treabă cu ziua și cu sărbătoare, noi avem treabă cu latura comercială a acestui zile. Noi avem mai mult treabă cu latura comercială. Dar dacă o luăm și religios, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă sunt biserici surori. Exact. Deci au fost, până la un anumit timp, una și aceeași biserică. Că s-au certat papii și fiecare și-a luat unul și-a luat răsăritul, celălalt și-a luat apusul, asta știe... Așa sunt alte treburi. Da, sunt alte treburi. Dar noi, cel puțin unii dintre telespectatorii noștri, în mod sigur o să serbeze Sfântul Valentin, pentru că sunt este o dată în an și trebuie... Sunt unii care se căsătoresc de Sfântul Valentin ca să-și marcheze iubirea și dragostea față deci este de totuși un simbol al iubirii, Sfântul Valentin. Este un simbol al iubirii și eu mă bucur când oamenii... Știi cum spune Dumnezeu? Când doi se iubesc și Dumnezeu îi place. Corect. Dar aș merge mai mult pe dragobetele noastre românesc, pentru că este sărbătoarea românilor. Exact. Deci Valentine's Day înseamnă doar o sărbătoare comercială. Cei care o sărbătoresc creștinește, cum sunt și creștini ortodoxi, sărbătoarea noastră de este suflet altceva, este dragobete. Dar, mă rog, uite, vezi că, dacă stau bine și mă gândesc, dacă tot ți se dă așa cu picătura chinezească, la un moment dat, de ceva ani, noi am reușit să împrumutăm acest Valentine's Day, pentru că imaginează-ți tu că toate magazinele, adică toată latura asta comercială se folosește de această zi, de acest brand. Și vrei, nu vrei, te trezești că spui, mă duc să cumpăr un cadou de Valentine's Day, păi mă duc să serbez nu știu ce de Valentine's Day sau mă duc să fac un concert, cum fac și eu, de Valentine's Day. Deci trebuie să ne folosim de ceva. Până la urmă, hai să luăm latura bună a acestui eveniment. Sărbătoarea Sfântului Valentin
Și care vrea să serbeze bine, care da, nu. Eu cred că oricine în ziua de Valentine's Day, de Sfântul Valentin, eu cred că orice bărbat dăruiește un trandafir sau o floare. Corect. Soției așa sau cum prietenii vei da sau iubitei. Tu soției sau prietenei? Soției, pentru deja că anul căsătorit. Trecut, aici mai la deal un pic, pe 6 august, am dat cu subsemnatul și am spus da în fața ofițerului. Felicitări, deci, dragii mei, avem de-a face cu un proaspăt căsătorit, cu un îndrăgostit, un etern îndrăgostit. S-am văzut soția în poze. Da. Ai o soție frumoasă. Mulțumim frumos. Să dea Dumnezeu să faceți copii cât mai nu, repede. Nu, mai frumoasă și deșteaptă, să știi. Asta vă doar și poate, că cinstea înseamnă să adună. Să dea Dumnezeu să aveți și copii frumoși și cât de repejor. Poate asta la pe vremea asta... Ce vrea Dumnezeu? Cine și știe? Și cum o vrea Dumnezeu? Nu pot să spun eu, pentru că, uite, vezi, trăim într-o lume foarte, foarte bulversată. Și de stres, și de grija zilei de mâine. Înainte, să știi, omul era foarte liniștit. Avea un salar, știa ce leafă va lua știa cât are, la știa cât avans sau la lichidare, știa cât cheltuie. Nu erau așa de multe prin magazin. Am prins vremurile celea când plecam cu un leu. Un leu și luam 4 bomboane de un leu. Era o mare fericire. Plecam la magazin și luam 4 bomboane. Dar mi-aduc aminte, știu. Din leu pe care mi-l dădea mama la școală. Și mai erau și 25 de bănuți. 4 de câte 25 de bănuți făcea un leu. Adică 25 de bănuți era bomboane. Mi-aduc aminte că mă duceam la școală cu un leu ca să cumpăr o bilă de ciocolată și de fiecare dată nu mă îndoream, că nu mi-ajungea, nu mă săturam de bomboane aia și tot încercam să fac economie, știi? Și puneam 2-3 și când îmi luam câte 3 bile, ce fericire aveam. Deci îți dai seama, am trăit niște vremuri și aducându-ne aminte de cele vremuri, astăzi știm să prețuim altfel aceste vremuri, care ni se par doar dificile, dar nu neapărat atât de grele, cum le-am trăit cum noi le-am trăit alea pe noi. Copilăria noastră. Pentru că în copilăria noastră noi n-am avut ce îmbrăca, noi n-am avut ce încălța, noi am fost oropsiți și chiar cu educația. Tu ai prins vremurile când de la școlile din oraș nu te primea că dacă nu ești din comuna X sau din comuna Y, adică cele arondate. Nu, eu n-am prins municipiului. Acele vremuri, pentru că eu am plecat la oraș imediat după 89. Era venit așa zisa revoluție. Eu am prins. În 90 am plecat la Botoșani. Eu eram un elev foarte bun la școală, eram premiant, dar dacă șcheia mea la 30 de kilometri și nu eram perimetru Iașului, nu m-am primit la liceu pedagogic. Deci imaginează-ți cât poate lovi în sufletul unui copil. Nu, și au fost vremuri bune. Suflet. Dar în destinul unui copil. Și destin, și soartă, și suflet, că eu atunci am suferit. Eu mă vedeam profesor sau învățător sau știu ce voiam eu să fac atunci. Deci cu totul și cu totul mi-a întors viața aceste legi a răposatului. Dar mă rog, hai să ne amintim trecem de lucrurile bune. Lucrurile noastre, știi, mă duc lucrurile pe la spectacol prin județ, prin țară și mai fac câte o glumă și le spun, ați auzit ultima bârfă? Și stau doamnele, domnii, n-am auzit, dar o știți? Nu știu, dar îți dai seama, ce să audă că ei nu știu ce întrebam eu pe ei. Da. Dar vreți să vă spun eu? Da. Ați auzit o bârfă? Nu. Sunt sora Doboș. Dragii mei, ați auzit prima bârfă? Nu, vă spun eu, de cântă Dan Doboș. Dani, hai să te pun la cântat, pentru că trece timpul și dacă ți-a trecut vremea flăcăielii, scuze-mă, de acum gata, ești bărbat însurat, măcar așa aducându-ți aminte de cântecele tale când cântai flăcăiala ta, da. Ți-am găsit un cântec în repertor al flăcău ca mine noi. Câte-i Valea Prutului. Așa, punem? Punem. Dragii mei, Dan Doboș, aici la Apolone TV. Drăgușănii din Coțușca la Știubeni, al flăcău ca mininui, cât-i Valea Prutului. La cântate-s bun de gură, ram-tir-li-li-li-li-li-li, la jucate-s prin măsură, ram-tir-li-li-li-li-li-li-la. De mândruță-s căutat, de nevesti mângâiat și de babi lăudat, primul-s la toate-n sat, așa ni sămânța bună, o amintați cu voie bună.
vorbeam de omenii, unde joc și veselii. Vin și eu ca și ni drag, boie bună ca să fac, unde aud flăcăi strigând, ram-tir-li-li-li-li-li-li. Vin și eu să joc, să cânt, ram-tir-li-li-li-li-li-la. De ghirem până la mitoc, am luat fetile la joc și nevestii cu drăguți, din ghirem la rătăuți. Când auzi tip cât din brav, parcă talpele în iarbă. Moldoveană-s și-mi stă ghinii cu straili de pe mine, bondițanii din iori, cămeși albă cu flori. Suma nu-i de și ea, că ram-tir-li-li-li-li-li. Pat la mândri ca să facă ram-tir-li-li-li-li-li-la. Cășiul-ai de cap din miel, ița de bumbășel, cum și tata o purtat când era flăcă usat brâu cu tranta și țesut. De când mă știu am avut pe celălalt, cât-i tutul lung și lat. Am adunat chetrișele noaptea printre vălurele. Am făcut pat de răchită, ram-tir-li-li-li-li-li. Să culc mândra despletită, ram-tir-li-li-li-li-li-la. Ascultat putul curgând și cocoșând zori cântând, tot așa, Doamne, aș trăi și n-aș mai îmbătrâni. Cât-i putul sus și jos, vestită-te-i loc frumos, dacă la noi la ghire nu-s mai mândri moldovei. Dane, dar poate se leagă alt bărbat ca mine, nu-i? Ești pe Valea Iașului, pentru că am înțeles că stai în Iași acum. De, nu stau în Iași, nu locuiesc în Iași, locuiesc tot în Botoșani, pentru că serviciul meu este în Botoșani. Așa. Nevasta are serviciu în Iași și deocamdată facem navetă. Dar eu vin la Iași, botoșaneancă, vine sau la Botoșani, ea este ieșeancă. Se trage din Tudora de Botoșani, părinții dumneaei, socrii mei, sunt din Tudora. Veniți în 1900 și ceva, când erau ei tineri, la 18-19 ne-au venit în Iași, da. Și s-au stabilit în Iași. Am înțeles. Din Tudora, soția ta, dar tu, de unde ești, Dane? Deloc. Ei, dintr-un sătuc, cum îmi place mie să spun, cu oameni frumoși, de pe malul Prutului, numit Ghireni. Deci de acolo își trage seva Dan Doboș. 6 km de Prut. Am înțeles eu bine că... Comuna Coțușca. Da, cunosc. Cred că am și fost prin zona aia. De acolo îți tragi tu seva pentru că am înțeles că chiar dacă ai plecat de foarte mulți ani de acolo, de acasă, tu încă încerci să te regăsești și ți-ai construit și o căsuță. Da, niciodată nu să îmi ia Dumnezeu amintirile care le am din sat. Chiar dacă ajung mai greu acasă, îmi place să ajung pe ulița copilăriei și să-mi amintesc de copilăria frumoasă care am avut-o, pentru că am avut o copilărie, mulți spun, a, ce copilărie la țară, nu. Copilăria de la țară este cea mai frumoasă. Copiii de la țară, care sunt crescuți cu cei 7 ani de acasă, sunt cei mai frumoși. Așa și este. Vorba cântecului, la țară înfloresc toți pomii, de la țară vin domnii. Așa majoritatea este. Domnilor vin de la țară. Așa și majoritatea copiilor și oamenilor realizați sunt de la țară, pentru că aceia au știut greul. Aceia au fost puși la muncă de mici. Și eu am fost pus la muncă. Știu să prășesc, știu lipsuri? Să cosesc. Ai avut lipsuri în copilăria ta? Am avut unele lipsuri, dar părinții, tata a muncit, mama fiind casnică, Dumnezeu să ierte. Tata acum pe 5 martie face un an zile când a plecat la ceruri. A știut să drămăluiască acel salar care îl aducea în casă și să ne împace pe toți. Deci nu era sărbătoare, nu era Crăciun, nu era Paști sau hram, hramul satului pe 15 august. Să nu ne ia la fiecare câte ceva. Când veneau aceste 3 mari sărbători, pentru noi era sărbătoare pentru că părinții ne îmbrăcau. Este un lucru extraordinar. Deci să iei pe toți la fiecare să le cumperi. Dar și să le dăruiești. Dar cât sunteți voi? 9 am fost, am mai rămas 7 din 9. Deci 9 copii, nouă în copii. Familia, în casa. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Gheorghe, Dumnezeu să-l ierte. Gheorghe și mama Ortansa. Și mama Ortansa. Frumos. V-ați apucat să creșteți toți odată sau cel toți mai odată, mare pentru că am avut, a plecat și cel mai mic a rămas pe prispa acasă? Nu, din contră, cel mai... Care au vrut să rămână în sat, au rămas în sat. Care au vrut să plece din sat, au plecat din sat și s-au realizat.
Trăiesc la oraș. Tu ești singurul artist din familie? Eu sunt singurul care cânt. Am mai avut o soră care acum, chiar ieri s-a împlinit 10 ani de când a plecat la ceruri, la 41 de ani. Deci ieri ar fi avut 51 de ani, zic eu. Cu 10 ani. Păcat. Așa. Deci și drame au fost cânta, în familia ta. Cânta foarte frumos Mariana. Foarte frumos. Mai am câte o băbuță din sat vecină cu noi, când ajung pe acasă ne-a mai, tu cânti frumos. Dar sora ta cânta mai frumos ca tine. Deci eu am avut ocazia să o audă cântând. Eu când m-am mai ridicat în anii, nu mai cânta și poate cânta pentru dânsa, dar eu n-am auzit-o cântând pe Mariana. Am înțeles. Dani, bănuiesc că și tu, ca și orice alt copil care a îmbrățișat această pasiune, ai un început. De unde pleacă acest început? De acasă? Din primul început curtea a plecat de acasă, din mamei? Din curtea casei, de pe prispa casei, pentru că în 80 și ceva a adus tata o placă de vinil. Pe acea placă de vinil era celebru duet Ion Dălănescu și Tiberiu Ceea. Și pe placă era acea melodie Măicuță, nu mă certa. Ai avut acel disc? Cunosc din acele piese cu Dălănescu și Tiberiu Ceea, nu mai țin minte exact acel cântec, dar eu mi-aduc aminte perfect. O strofă știu din melodia respectivă. Măicuță, nu mă certa, măi, că o să plec din casa ta, măi. Oi trece dealul și culmea și oi cunoaște cum e lumea și atunci, mamă, ți-o fi dor de mine. Mi-am amintit. Da. Frumos. Și m-am îndrăgostit de acele melodii, m-am îndrăgostit de muzica populară, pentru că îți spun și ție și am mai spus în alte emisiuni și la alte posturi de televiziune, eu fiind pe malul Prutului, ascultam foarte multă muzică populară. De partea cealaltă de Prut erau niște spectacole extraordinare pe la Sala Palatului. Superbe, și te hrăneai cu muzica de acolo. Cu muzica lui Nicolae Glib, Valentina Cojocaru, Zinaida Julia și ceilalți artiști mari. Nicolae Sulac, marele Sulac, care avea acel cântec într-o iarnă lungă grea. Într-o iarnă lungă grea, of, dorule, tata la război era, dorule. Frumoasă melodie. Frumoasă melodie și nu știu cine o mai cântă acum. Ar trebui a preluat-o Nicu Mâță, tânărul Nicu Mâță. Deja o am și eu în playlist. În playlistul meu. Bun. Frumoase amintiri din copilăria ta. Studiile primare ți le-ai făcut acolo? Le-am făcut la școala generală din Ghireni și am avut noroc de o învățătoare extraordinară, doamna Geta Vaida. Din mâna acelei învățătoare au ieșit oameni. Au 4 ani de zile te forma pentru viață. În 4 adică ani ea ți-a dat impuls să mi-a dat pleci impuls mai departe. Și căuta în clasă să vadă spre ce se îndreaptă copilul respectiv. Dacă îi place desenul, dacă îi place muzica. Deci ăsta este rolul unui dascăr până la să formeze și să vadă caracterul copilului și unde este predispus copilul pe ce latură să meargă. Să înțeleg că această doamnă învățătoare ți-a arătat traiectoria ta în viață, da, sau te-a ajutat? Este prima persoană care mi-a spus și m-a îndemnat să cânt. Și mai trăiește acea doamnă? Trăiește. Când a ieșit la pensie, am avut plăcerea să mă duc să o caut și să-i dau o icoană, nu știu ce am mai dat. Drept mulțumire, poți să-i cânti acum un cântec? Da. Uite, îi dedicăm din partea ta, Dorule fără cărare. Eu aș zice să-i dedicăm, Doamne, ce ai avut cu mine. Asta este la rând. Hai să nu încurcăm un pic playlist-ul, dar important e să-i dedici un cântec. Și dacă ăsta este Dorule fără cărare, pentru că tot se ține de dorurile tale din sat, inclusiv de anii de școală, de doamnă învățătoare, de... Și de acolo să știi că în acea melodie este și de o iubire neîmplinită a mea, care până la urmă s-a împlinit. Tot din adolescență se trag și asta. Dragi prieteni, haideți să-l ascultăm pe Dan Doboș chiar acum cântând. Thank you.
Caraști albă floare, dorule fără carare, și alergi ca într-una și-am iubit și-o pierdut urma. Of, dorule, măi dor, și-am pierdut rămâni și la mine și la tine. Of, dorule, măi dor. Mai schimbă-ți locul, poate îmi găsesc norocul. Mai dus picărări umbroasă, pila mândruță frumoasă. Of, dorului mai dor, erau cu vorba blajână și dragostea o minciună. Of, dorului măi dor. Dragostea-i floare de rouă, să-mi par pipii din două. Dacă nu sunt doi s-o-mi partă, nu trăiești niciodată. Of, dorului mai dor, n-o vrut mândra mea să știi dragostea cum să o ții. Of, dorului mai dor. Aleargă, doru, aleargă, și pe chiatră și pe iarbă, și la apa din izvoare să iasă norocul cale. Of, dorului măi dor, eu îți spun să știi, măi frate, iesă dacă-i scris în carte. Of, dorului măi dor, când dragostea se desfași, inima întiniza și. Of, dorului măi dor, iar supărarea rămâni pentru azi și pentru mâini. Of, dorului măi dor. Dane, din anii copilăriei tale și până la momentul în care tu ai devenit artist profesionist, este distanță mare. Distanță mare, da. An de zile. Ai demonstrat că meriți acest lucru prin dăruirea cu care tu ai îmbrățișat cântecul popular, moștenit de acolo, de acasă, de la tine, de pe prispa casei, cum spui tu, și probabil îndrumat de acea doamnă învățătoare care pe vremuri își făceau treaba așa cum poate își mai fac treaba și astăzi mulți dintre ei. Dar s-au denaturat foarte mult lucrurile astăzi. Cred că nu mai au răbdare dascălii de astăzi să scoată din copii acele diamante neșlefuite. Știi de ce? Pentru că nu se mai face muzică în școlile generale. Este păcat. Au dispărut profesorii de muzică. Disciplina există, dar profesorii de muzică au dispărut pentru că copiii s-au împuținat. Profesorul trebuie să aibă o catedră ca să-și primească salariul și profesorul de, zicem, de educație fizică face și muzică. Face și muzică. Sau profesorul de fizică face muzică, care nu are nicio treabă cu muzica. Așa. Sau profesorul de matematică. Astea sunt alte probleme pe care nu știu dacă le putem noi găsi soluții. Ar trebui în școala gimnazială, dacă
nu există profesor specializat să suplinească învățătorul. Pentru că învățătorul la liceul pedagogic a făcut muzică. Învățătorii fac muzică. Tu ce liceu ai făcut? Liceul de artă Ștefan Lucian Botoșani. Deci până la urmă, doamna profesoară te-a îndrumat către liceul da, de artă. Eu am plecat și vreau să-ți spun un singur lucru. M-am dus la liceu să dau examen. Am completat fișa. Atunci, după 89, veneau fișele de la inspectorat pe fiecare elev în parte. Eu am completat pentru liceul de muzică. M-am dus acasă la mama și mă întreabă, unde pleci? Mama vrea să mă facă eu știu, să preot. Învăț o meserie. Nu, preot aș fi vrut, las că ajungem și acolo, că am vrut să mă fac preot, dar nu a vrut Dumnezeu. Și mama a vrut să fac o meserie. Că ea nu credea că se poate trăi din muzică. Ea, domnule, ai o meserie, știi, ca... Meseria brățară de aur, să te vadă acolo că trai la așa erau vremurile. Și să-ți primești salarul. Așa erau vremurile. Așa, și... M-am dus, i-am spus că dau la muzică, vai de mine și de mine. O supărare pe mama. Mi-a spus să mă duc la școală, să schimb fișa. M-am dus la școală, fostul director mă întreabă, domnul Ierimițoaie, ce faci? Uitați, am venit ca să schimb fișa, dar nu se mai poate, că ai completat-o, n-am mai, altă fișă n-am. Erau nominale. Ce să-ți dau, erau nominale. Și mă vede dirigintele meu, un profesor extraordinar de matematică, domnul Buruiană, și el e plecat din lumea asta, Dumnezeu să-l vinească acolo, mă vede și îmi spune, băi, dar tu ce plângi acolo pe hol? Păi uite, mama nu vrea să mă duc la liceul de muzică, vrea să mă duc să fac o meserie. Băi, știi ceva? De ce îi spune lumea ta să vină la școală? A chemat-o în cabinetul directorului, nu știu ce a vorbit cu dumneai ei, dar atât mi-a spus, mergi la Botoșani, dacă nu iei examenul, acasă n-ai ce să tragi. Așa. Și apoi îți dai seama, a venit tata seara și i-a spus lui tata unde vreau să plec, tata nu înjura, în loc din jurătură folosea Buzău. Avea el, că el când a fost pe timpul foametei, a plecat în Oltenia. El era jumătate oltean, jumătate moldovean. Am înțeles. Așa, copilăria și-a petrecut în Oltenia până la 18 ani. Și spune Buzău, mătii, greier îmi trebuie mie plângă casă. Bă, da, greierule, ia zic, cum ai ajuns la Rapsozii Botoșani? Tot aici vreau să ajung la acest subiect. Pentru că tu de câți ani ești membru al orchestrei ani, pe 28 aprilie Botoșani. 1998 am fost încadrat prin concurs la Orchestra Populară Rapsozii Botoșani. Te-ai dorit asta sau a fost o întâmplare? Mi-am dorit foarte mult să ajung la Rapsozii Botoșani. Deci erai un ca solist. Puștan. Dar să știi că Dumnezeu a ținut, ții minte când ne-am întâlnit noi, 97 parcă ne-am întâlnit noi prima dată în Cluj. La Cluj. La festivalul Cluj. De Cătălin. Și unde ne-am întâlnit? Hai, spune tu unde ne-am întâlnit. În mijlocul de transport. În mijlocul de transport. Bravo. Da. Eu mi-aduc aminte... Când ne-am salutat și am spus, mi-aduc aminte, tu ești de tine, Constantin Bahrind, eu te văzusem la topul tinerului interpreți de muzică populară. La Radio București. La Radio București. Amintiri frumoase, Dănuț. Ideea este că cine are cu adevărat pasiune, uite că ajung și merg mai departe. Și cu atât mai mult câștigăm experiență, câștigăm rutină, ajungem să fim și noi la rândul nostru un fel de dascăli. Chiar dacă nu din aia cu mii de patalamale, dar prin experiența noastră putem fi un fel de dascăl pentru cei care ne pot urma. Tu, după 20 de ani de carieră, tu poți să îndrum pe oricine pe această cale. Eu mă simt în stare prin toată experiența pe care am dobândit-o. Ca să ceară Da, zici ajutorul. Că nu vin tinerii? Câteodată să știi că nu. Unii sunt se care tot vin, alții sunt care nu pun preț pe o tu persoană. Tu acolo la care... tine, la orchestră, ai tineri, interpreți, colaboratori? Da, sau... uite, acum am încadrat două soliste tinere, cred că le știi. Loredana Călin. Da. Așa, o fată din Flămânzi care a făcut Academia de Muzică la Cluj, da, cu domnul Bocșa, și o doamnă profesoară de la Școala Populară de Arte, Alina Huțu, care tot la Cluj a făcut angajate muzică. Sau colaboratori? Angajate. Atunci angajate, contract. Ați simțit nevoia să mai împrospătați un pic? Da, da, se simte nevoia ca să... Costică, noi... Timpul trece. Eu deja am 20 de ani de când sunt la Rapsozii Botoșanilor. Mai am câțiva ani de zile până...
cam pe atât până voi ieși la pensie. Trebuie să vină și din urmă, să aducem forțe proaspete, să aducem tineri, pentru că nu suntem... Ești adeptul vorbei alea bătrânești că nu noi moștenim pământul? Dar nu-l moștenim. Dumnezeu nouă ne-a dat să trăim 70 de ani. Și de la 70 de ani încolo, cât mai pune Dumnezeu. De ce unii cred că moștenesc pământul și lucrurile astea trebuie să înceapă sau să se termine cu ei? Pentru cred că la o anumită vârstă încep să aibă anumite probleme. De asta? Zic eu, da. Deci nu mai dat oritorilor probleme, nu din alt motiv. Este o mare artistă. Total care, de acord este cu o mare artistă care spune un lucru foarte frumos. Doamna Sofia Vicoveanca, care și dumneavoastră este cap de filar Rapsăzii Botoșanilor, spune: Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu-mi lua mințile. Așa, da. Am auzit-o și eu spunând vorba asta și să știi că i-am înțeles esența. Pentru că și noi cam într-acolo ne îndreptăm, dar încă mai avem ani frumoși de viața cântat. Este frumoasă. Viața și, e frumoasă dacă știi să o trăiești. E frumoasă și tinerețea, e frumoasă și bătrânețea dacă știi să îmbătrânești frumos. Corect. Dar dacă știi să și cânți frumos, Dane, totul este și mai perfect, pentru că te pun la cântat. Uite, acum vine melodia Doamne, ce ai avut cu mine. O dedicăm și Doamnei tale profesoare. Și dacă vrei să mai dedici cuiva, cu tot drag. Doamne Mariana Honcieru, cu textul ei aparține Doamnei. Da, îmbrățișez și eu cu drag pe doamna Mariana. O să vorbim imediat și despre asta. Să ascultăm acum, să vizionăm acest cântec. Câteodată tinereța mea se duc anii tinereță și se trece floarea vieță. Așa răbidi se duc să mă bucur, nu apuc tinereța mea. Mă temă că o ia juneji, moș bătrână și asta așa plâneji. Întrebând printr-i suschini, Doamne, și-ai avut cu mine bătrâneța mea? Acu-i păcatele trag, stau sânguri-l pe prag, bătrâneța mea. Și de asta-s plin de jălii, ca și noaptea fără stelii. Că văd vremea cum-mi treci și n-am cu și m-a pitreși tinereța mea. Și mă tem când mi-a fost dat să trăiesc tot supărat tinereța mea. Dane, în viața ta artistică, de profesionist, bănuiesc că ai întâlnit lucruri minunate și bănuiesc că ai avut colaborări minunate. Oameni minunați. Și oameni minunați pe care i-ai întâlnit, te-au ajutat, te-au coordonat. Uite, vezi, îmi spuneai tu mie cum am ajuns la Rapsozii Botoșanilor. Cum am ajuns? Eram, după ce am terminat liceul, am ajuns la Coțușca, la liceul de la Coțușca, profesor de muzică. Și
Și acolo a venit maestru Cobâlă, fiind director și dirijor la Rapsodii Botoșanilor, a venit cu un spectacol. Și m-am prezentat în fața dumnealui și am spus, uitați, eu sunt absolvent de muzică, liceu de muzică, bine, acum am și conservatorul făcut, masterul, spun, uitați, eu cânt și aș vrea să cânt, aș vrea să particip la topul tinerilor interpreții muzică populară, tocmai îți spuneam. La radio. La radio. Și spun, vină să te ascult. Și m-a luat în culise, a pus dumnealui acordeonul și m-a ascultat. Și mi-a spus, treci pe la mine. Deja a văzut că sclipirea. Poate să scoată dintr-o ceva, persoană dintr-o. Ceva. Pentru că eu de fiecare dată spun că maestru Cobâlă nu a descoperit cântăreți. Maestru Cobâlă a descoperit și a făcut artiști. Și dacă stăm și ne gândim, foarte mulți interpreți din Moldova, mari interpreți, au trecut pe la Rapsodii Botoșani. Normal. Antone foarte Chiță, mulți cântăreți care au înregistrat orchestra Rapsodii, da. Laura Lavric, doamna Laura Lavric. Dane, haideți să încercăm să ne amintim câteva lucruri frumoase despre colaborările voastre ale rapsozilor cu personalități ale muzicii populare. Cum să zicem, doamna Murărescu, doamna Mărioara Murărescu. Te-am văzut de multe ori la emisiunile Tezaur Folcloric. Avea ea o pasiune cumva așa pentru rapsozi? Avea o pasiune pentru cei care și eu te-am văzut în emisiunile doamnei Murărescu, pentru artiști. Deci la doamna Murărescu de fiecare dată sâta a cernut. Da. Nu ajungea oricine în emisiunile dumneaei, pentru că dumneaei a fost foarte severă din punct de vedere al ținutei, din punct de vedere al glasului, din punct de vedere al repertoriului. Dacă nu aveai repertoriu, dacă nu aveai ținută scenică, dacă nu erai artist, nu apăreai în emisiunea Tezaur Folcloric. Deci a fost și să știi că acum ca o diplomă. O felicit și pe doamna Gheorghița Nicolae, pentru că a preluat și ține Tezaurul Folcloric într-un standard foarte, foarte, foarte bun. Dane, repertoriul tău. Și cum, stai ca să-ți spun bogat. Și cum am întâlnit eu cu doamna Murărescu. Așa. Concursul moștenitorii da. Pe faza județeană. În fiecare județ organiza concursul moștenitorii. Pentru că, vezi, o chestie foarte frumoasă. A început să caute și să descopere artiști. Doamna Murărescu, la vârsta care avea, când putea să stea liniștită la București, da. Să-și facă emisiunea Tezaur Folcloric din studio de acolo și să invite mari interpreți. Nu a făcut așa ceva. Pe lângă mari interpreți, a făcut acel concurs moștenitorii și a descoperit și alți interpreți de muzică populară, alți artiști. Eu sunt convins că nu ajungeai tu în simpatia doamnei Mărioara Murărescu dacă nu erai o valoare, dar vreau să te întreb... A venit la Botoșani, a făcut acel concurs și maestru Cobâlă îi spune, vreți să vă prezint un băiat care promite? Și spune, da, uitați, el este. Vreau să te întreb de repertoriu, Dane, că nu mai apuc după aia să te întreb de palmaresul tău. Tu câte materiale ai pe piața muzicală? Sau câte cântece? Discuri scoase pe piață? Da. CD-uri, discuri, casete. N-am niciun CD. Da, ai piese, deci am eu piese. Știu că ai cântece frumoase. Vreau anul ăsta să încerc să le scot. Să le adun. Să le adun și să le scot cât pot, cât tu o să pot. Tu ai înregistrat și cu Rapsozi, am auzit în ultima vreme care ai și cu Orchestra Mugurel. Orchestra Mugurel, cu maestru cântece Bască. Cântece frumoase cu maestru. Îmi propun să realizez un material și cu maestru Botgros. Din câte am înțeles, ai și ajutorul doamnei Mariana Honceru. Da, deci pe doamna Honceru o cunosc din 97. Acea doină care am cântat-o eu la Festivalul Cântecului Popular de Cătănii, care am primit numai diplome și unul și altul, dar nu înșel, așa. Da. Dar a fost o experiență și niciodată... Am fost dezamăgit atunci, dar după aia am înțeles că... O carieră nu se construiește numai pe succese, se construiește și pe eșecuri, corect. Și dacă într-un festival n-ai luat nimic, cel mai important lucru este că ai participat la acel festival. Că ne-am întâlnit. Este experiență și ne-am întâlnit. Și de atunci suntem prieteni de 20 de ani. Dane, am înțeles, proiecte frumoase ai în acest an. Deocamdată atâta am reușit să smulg de la tine că vrei să-ți adun toate materialele tale pe un album. Da. Pentru că tu ai cântece frumoase, multe, zic eu.
Dar mai că nu sunt... Nu sunt scoase pe piață. Scoase pe piață. De ce? N-ai avut timp sau nu ai dat importanță acestui lucru? Sau te-au luat alte treburi înainte? Că tu ai fost o perioadă și director acolo la... Sunt și acum director, manager la Absolut Botoșanilor. Este foarte greu ca să faci... Să știi, în volumul ăsta de muncă, este foarte greu să faci tot ceea ce îți propui. Ca și în viață. În viață îți propui să faci până la bătrânețe, să faci anumite lucruri. Iar dacă Dumnezeu câteodată, unii fac un sfert, alții fac jumătate, alții realizează 100%, asta depinde și de conjunctura în care ești, și de ce se întâmplă în jurul tău în viață. De exemplu, mulțumesc lui Dumnezeu acum că nu am probleme cu sănătatea și nici n-am avut. Dar nu știi ce ți este hărăzit sigur de la Dumnezeu. Da, sigur de asta, da. Adică ce pot face, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut. Și spun, Doamne ajută și merg mai departe. Să știi că mai avem doar 2 minute până la sfârșitul emisiunii noastre. Eu cu Dan Doboș, așa dragi, de trecut. Eu cu Dan Doboș, dragi prieteni, ar trebui să fac 2 emisiuni. 2 episoade. Problema este că... Cu dragul uite, să mai revin. Am artiști foarte buni, foarte mari, foarte valoroși, care nu au ce spune într-o singură oră de emisiune. Așa că o să trebuiască să mai vii, este adevărat, dar dacă tot mai avem foarte, foarte puțin, spune pe scurt mie și telespectatorilor, dacă ai ceva proiecte speciale pentru acest an, în afară de faptul că vrei să fii generică, să fii frumos, aranjat, da, cu Rapsozii Botoșanilor, așa, ce, cu Rapsozii, da, Botoșanilor vom avea niște spectacole mari cu ansamblul Maria Tănase din Craiova, pentru că tot anul îl dedicăm centenarului Mare Unir. Da. Și cred că o să ne mai întâlnim și în spectacole cu această ocazie a centenarului. O să avem spectacole cu ansamblu Țara Vrancei de la Focșani. De la Focșani, cu doamna Murgoci, cu ansamblu Doina Gorjului de la Gorj. Mi-a propus managerul de la Ciprian Porumbescu, Sorin Filip Nașu. Am mai aflat una. Nu, propus și o colaborare cu ansamblul Ciprian Porumbescu. Deci, în primul rând, o să fie un parteneriat așa între orchestrele mari din țară. Da, este un lucru extraordinar. Da. Asta face parte din proiect, dar pe plan personal? Pe plan personal să definitivez acest album cu maestru Dascăl, Ion Dascăl, am care înțeles. Este un om extraordinar. Da. Și știu că a fost ziua dumnealui pe 2 februarie. Și îi transmit, deja l-am sunat, dar eu îi transmit și prin intermediul televiziunii Apolonia TV, la mulți ani, sănătate, fericire și tot ceea ce își dorește să se împlinească. Și acum, dacă tot suntem la capitolul urări, te rog să faci o urare pentru telespectatorii de la Apolonia. Dragi telespectatori, să aveți sănătate, că e cea mai bună, și să nu uitați că noi artiștii cântăm pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră existăm. Dragi prieteni, dintr-un tată gospodar nu trebuie să iasă decât un fiu gospodar. Chiar așa se și numește cântecul cu care terminăm emisiunea de astăzi. Tata meu, om gospodar, da? Așa este. Ei, gospodarule, ai mâna mea, prietenească. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc de participare. Și... Să dea Dumnezeu să avem tot ceea ce ne dorim în viața noastră personală și artistică. Drum bun spre Botoșani dacă pleci, dacă nu. Nu căldura conjugală de aici, de la Iași. Și să ne vedem cu bine, Dani. Doamne ajută! Dragi prieteni, încă o ediție s-a scurs. Sunt convins că v-a plăcut. Așa că până la o ediție viitoare vă spun la revedere! Și zic eu, dacă-i vrei, dacă nu-i vrei, dacă asta-i voia mea. Strigă tata să-i plăcă, plăcă de-amul lui rândul tău. Te-am crescut ca un stejar, vreau să fiu vlad gospodar. Digă-ți-n ei moșii, mai gini cu un pirin vii, o fo. La rap nimeni nu vine, la bărbă.
băutățe-s cu mine. Ca stăvară la arat, nimeni nu m-a ajutat, la băutăți-or vini, vii deja m-a dat așa. Ca stăvară la arat, nimeni nu m-a ajutat, la băutăți-or vini, vii deja m-a dat așa. Toate nu-i gustul vinului, mărăi în urma plugului. Coastă, s-o văd fi mândra fereastră, o fo. Dinii dor s-o pot cheama, dinii rău s-o pot strega, măi. Mândra încetişor să vii în coliba de la vii, s-o primesc cum se cuvine, să mai treacă de la mine. Mândra încetişor să vii în coliba de la vii, s-o primesc cum se cuvine, să mai treacă de la mine. I-ai dat poamnă și hărniță, și cântă pe-o guriță. Hai, ai dat pomă ghinicoată, dar ca să vii în ziua toată, mă. Câpii lumii viața-i viață, când ai și strângi în brață, ofo. Hai și casă, ai și vie, așa trai tot să mai și. Lasă-mi meargă la arat și care s-o însurat, că au grijă, au nevoi, nu le-a fost nimic răcăi. Lasă-mi meargă la arat și care s-o însurat, că au grijă, au nevoi, nu le-a fost nimic răcăi. Dar eu am dat la